Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Sport Sud Special. Bogdan Codru să vă salută, vă invită să rămâneți alături de Media Sud până aproximativ la orele 20 la o întâlnire cu unul dintre cei care până de curând era cel mai longeviv antrenor din campionatul fotbalistic al județului Teleorman, campionatul Ligii a 4-a. Dragi prieteni, am plăcerea de a vi-l prezenta pe invitatul din această seară, nimeni altul decât antrenorul Sandu Ifrim. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, o invitație făcută din scurt, pe picior așa. Ați răspuns pozitiv, vă mulțumesc încă o dată. Domnule Sandu Ifrim, avem acolo pe burtieră, ne uităm puțin în cameră și vedem că Sandu Ifrim se întoarce acasă. Nu ați fost în niciun exil timp de 14 ani. Ați fost pe banca celor de la Viață Nouă Olteni, o echipă cu care v-ați identificat foarte, foarte mulți ani. Din cunoștințele mele, în istoria post-decembristă a fotbalului teleormănean, sunteți cel mai longeviv tehnician și cred că nu numai tehnician, cred că și prin stafurile de conducere oamenii se mai succedă. Nu cred că rămân 14 ani la o singură echipă. În această iarnă, povestea dintre Sandu Ifrim și Viață Nouă Olteni a ajuns la final, spre mirarea multora. Unii așteptau, chiar se mirau, dar cred că în urmă câțiva ani lumea nu mai aștepta să plecați de acolo, să obișnuiseră cu dumneavoastră. Chiar dacă sezonul acesta a fost unul foarte greu și pentru Viață Nouă Olteni, penultimul loc în clasament, echipa din Olteni de-a lungul anilor a făcut o figură frumoasă. Și datorită noastră erați acolo, vă identificați cu echipa, 14 ani, cred că aveți câteva trofee, 3 cupe ale Teleorman, da, și ați ieșit și campion al județului. Da. Ceea ce e un lucru extraordinar pentru o echipă venită din mediul rural. O echipă fără pregătire, în primul rând. Ați câștigat titlul atunci și când ați luat titlul, făceați pregătire sau... Nu, tot nu, așa, nu, cu nu, indicații nu, înainte de meci. Nu, nu, jucători, am avut și erau alți jucători. Mult mai tineri, jucători foarte buni care se pregăteau și în altă parte. Domnule Sandu Ifrim, v-ați întors acasă, adică la Videle, Unirea Petrolul Videle v-a făcut o ofertă în această pauză competițională. Ați ales să plecați de la Olteni. Era a doua casă pentru noastră, Olteniu, cu toate că sunteți din Videle, chiar dacă ați jucat și pe la Alexandria, ați jucat și pe la București. Haideți să ne spuneți puțin cum s-a întâmplat concret povestea cu Videle. Ce să văd, nu mi-a fost ușor, vă dați seama, este o, până la urmă e o viață de om, să stai la o echipă și să cunoști și bune și rele. Și am avut jucători care aveau 17-18 ani când i-am luat și acum au peste 30 și ceva de ani. Emil avea 29 de ani, era tânăr, era... Și am era, ales. Tânăr, era tânăr viceprimar. Era tânăr, da. Nu primar. Da. Ce să vă, e o rupere care, ce să, până la urmă te obișnuiești, ca și în familie, ați văzut, stai. Dar pentru mine, vorba dumneavoastră, era a doua familie, pentru că zi de zi, sâmbătă de sâmbătă eram la meci cu băieții, dar am ales această plecare a mea. Am zis că sunt acasă și am ales-o în primul rând cu sufletul, pentru că acolo, de acolo am început fotbalul, la Videle, de copil, aveam 14 ani când am debutat la juniori, la 15 ani am debutat la echipa din Videle, în divizia ce erau, se jucau cu doi juniori, eram eu junior și cu Tartarciuc Lulucă, așa zic oamenii de fotbal, un mare fotbalist. Și după aceea am jucat până în armată, până să plec militar la Videle și știți mai departe toată cariera mea de și de sportiv și de antrenor. Nu vă mai spun eu să mă repet. Și da, v-am spus, în primul rând am ales cu sufletul, pentru că de acolo am plecat și am zis să mă întorc cu experiența care o am cu grupul care l-am găsit la Videle, de oameni tineri care sunt în conducere și în frunte cu domn primar și el, un băiat tânăr, care ne-am pus la masă și am vorbit, până la urmă am acceptat, v-am spus, nu mai mă repet, pentru că aș vrea să fac
m-am făcut la Olteniu o treabă bună și la Videle. Ați mai primit în ăștia 14 ani o viață de om, cu siguranță cineva v-a mai făcut oferte de-a lungul timpului. Da, să știți că am avut oferte. Nu, să știți că până și acum, până să două săptămâni, trei săptămâni înainte, dar nu spun unde, până să termine campionatul, am avut ofertă tot din Liga 4, așa aproape aici, lângă noi, lângă oraș. Și am zis că nu, dacă e să plec de la Olteni, mă voi duce la Videle. Dacă și oamenii, normal, nu puteam eu să mă duc să mă... Dacă și oamenii mă vor accepta. Înțelegi? Acum, lângă oraș, lângă Alexandria, sunt multe echipe din Liga 4, e greu să le identific. Da, da, nu, v-am spus, nu dau nume, dar v-am spus, am avut oferte, dar nu. Dacă n-ar fi fost să plec de la Olteni, adică să mă duc la Videle, dacă n-ar fi fost să mă duc la Videle, să știți că nu plecam de la Olteni, nu mai plecam de la Olteni. Petrolul Videle, Pamima Videle în anii trecuți, nu va mai oferta niciodată în ăștia 14 ani? Nu, a fost o discuție cu câțiva ani buni, mă înțelegeți, dar așa vagă, tot la fel, era o altă conducere, la un pahar de suc, mă înțelegi, o cafea și am stat de vorbă, tot la fel. Și mi-a făcut o propunere, dar nu, a căzut acea propunere pentru că... Mă rog. N-a fost să fie. N-a fost să fie. Când ați fost contactat, probabil că ați fost contactat, că nu vă oferea serviciile la Videle, vi s-a spus ce se dorește la dumneavoastră? O să analizăm situația Petrolul Videle puțin în clasament. V-am spus, am acceptat să vin la emisiune, cum v-am mai spus, prea a fost în scurt. Deocamdată am avut o discuție care să pune niște lucruri la punct, ce luăm, ce jucători, ce vrem să facem. Mai multe vă voi spune în momentul când mă voi întâlni și eu cu grupul de jucători, pe cine, ce am acolo, pe cine vrem să mai luăm. V-am spus, e în conducerea echipei un grup de câțiva foști fotbaliști, președinte, care îl știți și dumneavoastră foarte bine, pe domnul Băjan, fost arbitru. Încă o dată vă spun, iar domnul primar care este alături de noi, un băiat tânăr care... I-a plăcut fotbalul și îi place, a și jucat și dânsul pe acolo, pe la Videle. La Videle toată lumea a jucat fotbal. Da, la Videle toată lumea a jucat fotbal, da. Și îi place fotbalul. Deci, da, vrem ca să nu ne pripim să vorbim înainte să vin cu... Să vă spun, da, domnule, am venit la Videle, nici nu mă gândesc că returul ăsta voi termina pe locul 2, pe locul 3, după Alexandria. Doar. Nu! Am venit, ne-am dus, ne-am pus la masă, am discutat, vrem să contrec aceste discuții care au fost să le ducem la bun sfârșit. Jucători, ne-am propus să luăm jucători, ne propunem, ne-am propus tot acolo în ședință să mai mult, aș vrea ca să am mulți tineri, mai mult loco din zonă de acolo să pot să fac și antrenamente, că o echipă fără antrenamente nu te numești... echipă. Vă înțelegeți? Sunt multe aspecte pe care trebuie să le puneți la punct. Eu am pregătit niște imagini acum și vreau să le urmărim împreună, dacă regia de emisie este pregătită cu acel scurt filmuleț. Un mic fragment din întreaga... Aici erați la Brâncen cu unul dintre cei mai pitorești agenții, da, de poliție. Un fost coleg de-al meu de servici, nu? Da. Și aici pe stadion din Olteni. Unde o să... De aici încolo veți fi adversar. Sunt imagini de anul trecut, înaintea unui meci. Conduceați încălzirea. Unii dintre jucători au plecat deja de la viața nouă Olteni. L-am văzut repede în imagine acolo pe Daniel Nica, care e acum la Brânceni. Nu avem spațiu în emisiune pentru a da imagini cu dumneavoastră și cu întâmplările de pe la Olteni. Cum a fost despărțirea de Olteni și de personajul din imagine care acum se încălzește, capitanul și primarul localității, Emil Mărcușanu? Deci, încă o dată vă dați seama,
atâția ani e o despărțire, cum să, sunt unii jucători care chiar îmi pare rău că m-am despărțit de ei. Am și primit telefoane, Nea Sandu, că nu credeam că vei pleca, nu știu ce. Asta e viața. De, putea să, de, după rezultatele care au fost, putea să zică Emil după 7 etape, băi, Nea Sandule, nu. Am plecat, ne-am vorbit la telefon, am vrut să mă întâlnesc cu Emil, să-i spun care, ce decizie am luat, a rămas cam foarte, foarte surprins, a zis, Nea Sandu, mai gândește-te, nu știu ce, am zis, nu mai mă gândesc, pentru că dacă nu fac ruptura asta acum, nu mai fac niciodată. Îmi pare rău de, cum să vă spun eu, de acei băieți, un nucleu de sunt și, de, că știți dumneavoastră, un antrenor niciodată nu poate să-i împece pe absolut toți jucătorii. Am văzut prin asta, unii îmi vorbesc de bine, alții mă vorbesc că nu știu ce, că pe unii am înjurat, nu, să știți, cei care vorbesc și scriu pe la alte... Pe forum. Bă, da, pe acolo, la Tere, da. Alexandria asta, să știți că și eu poate făceam așa dacă nu mă băga antrenorul deloc și nu jucam, dar nu cred e frumos. Cred că nu v-ați înjurat antrenorul. Nu, niciodată. Mă rog, a fost și alta, am jucat la alt nivel și cei care respectam scriu, și oricum încă, am avut un respect foarte mare față de... Deci, și de oamenii de la Olten care au venit acolo, câțiva care vin acolo, 100 câți vin, ne-am înțeles foarte bine, nu cred că e cineva care să mă vorbească sau m-a vorbit de rău. Nu. Pentru că am respectat, eu de felul meu așa sunt. Și când eram fotbalist, treceau oamenii pe lângă mine și le dădeam eu bună ziua înainte de a mă saluta ei. Și m-am făcut respectat și am rămas un om respectuos și acum... Sunt oameni la 75-80 de ani care veneau atunci pe timpul la Alexandria la meciuri și vă spun sincer, nici nu-i văd și mă salută. Să trăiți, domnul Ifrim, ce faceți cu fotbal, cum mai aduceți? Dacă respecti, omul te respectă. Domnule Sandu Ifrim, nu ne facem sânge rău pentru comentariile după forum care uneori sunt de-a dreptul poetice. No, hai să vă spun ceva, nu e frumos să dai într-un... mie îmi place... Plus că rezultatele în afară de sezonul ăsta... Am avut rezultate, da. Nu, asta este viața și a jucătorului și a antrenorului. Jucătorul dacă nu joacă bine să-l înjure spectatorii, antrenorul dacă nu joacă echipa bine să îl critique. Dar vreau să mă critique oameni de fotbal, oameni adevărați, oameni care poate să zică sunt Mihăiescu Mihai din Alexandria. Domnul Ifrim, vreau să vă întreb și eu pe dumneavoastră ceva. Domnule, dumneata nu ai habar de cutare, de cutare. Nu. Nu să dea ABC sau nu știu ce, cine îi frim, păi poate mult dintre ei care scriu sau și din băieții ăștia care au venit ultima dată fotbali și care când jucam eu fotbal și la nivelul care am jucat nu se născuseră. Și nu numai de mine, nu, îmi pare rău de toți, toți oamenii de fotbal care sunt, mă înțelegeți? Da, zi-mă în față, mie îmi place, că eu zic omului în față, ce nu-mi place, le zic în față. Dar am deviat de la una la alta. Nu, e ușor să critici, mai ales dacă acoperirea anonimatului. Altele. Domnule Ifrim, sezonul ăsta, turul ăsta de campionat a fost unul foarte dificil atât pentru Olteni cât și pentru Petrolul Videle. Și pentru a fi susținuți în comentarii, rugăm acum regia de emisie să ne afișeze și clasamentul. Acolo avem datele statistice la încheierea turului de campionat după 11 partide luate în calcul în mod oficial. Nu ne uităm spre zonele superioare, ne uităm spre ultimele două poziții. Avem o Liga a 4-a rămas în 12 echipe, fapt fără precedent. Pe poziția a 11-a, Viață Nouă Olteni, fosta dumneavoastră echipă, cu un număr de 10 puncte, la mare bătaie acolo cu echipa după locul 10, care are 11 puncte, este Dunărea Zimicea, Metalul Peretu, 12 puncte și până pe locul 6 la Spic Popoloschi, toate au câte 12 puncte. Pe ultimul loc, la momentul actual, înaintea relorii competiției în Liga 4, Unirea Petrolul Videle cu 8 puncte, minus 7 la Adevăr, doar 2 victorii, 2 egaluri și numai puțin de 7 înfrângeri, 26 de goluri primite, 8 reușite. Da, vă las pe dumneavoastră, despre Olten vorbim sau despre Petrolul Videle? Nu, despre Petrolul Videle ce pot să zic?
Știți care a fost problema la Petrolul Videle? A fost o problemă, a fost spre desființare, s-au întâlnit, ce v-am spus, noua conducere. Au luat-o de la capăt și să știți că sunt foarte mulți băieți tineri în echipă și vă dați seama, fără experiență, fără asta să fie aruncat repede în campionat, de-aia sunt și rezultatele astea la Videle. Sperăm că prin aducerea unor jucători cu experiență și cu cei care sunt acolo, să facem un lot bun și, în primul rând, vreau să aducem lumea la stadion. La Videle, știți? Videle, să știți că a fost un oraș, e un oraș mic, un oraș petrolier, dar au fost foarte mulți fotbaliști. Foarte, nu mă apuc acum să enumer, fotbaliști care au jucat în divizia A, au jucat în divizia B, au jucat în divizia C și lumea e obișnuită la Videle cu performanțe, cu fotbal. Mă înțelegi? Sunt oameni foarte buni, cunoscători de fotbal, foști jucători și aș vrea ca prin plecarea mea, venirea la Videle, să chiar îi rog și să astea când sunt antrenamente și foștii jucători să vină, că e bine să îl cunoască pe un, să zicem, Grosu, tatălui Iulian Grosu. Da, un Iorga, Hari, Luluca, sunt foarte mulți în Videle care mai sunt pe acolo. Să-i cunoască, da, uite măi, acest om a jucat fotbal la Videle și... Dar în primul rând să aducem oamenii la teren, pentru că și m-am uitat la meciurile care le-am avut la Videle, foarte puțină lume vine la fotbal. Echipa anul trecut își propusese să spargă barajul ăsta al Ligii a IV-a și să revină unde, după părerea mea, este locul în fotbalul profesionist, cel puțin la Liga a III-a. Cred că acolo este și potențialul orașului, vremurile glorioase ale istoriei petroliere a orașului Videle au cam apus. Ați lucrat pe schelă, cel puțin oficial. Nu, n-am lucrat pe nicio schelă, da. Da, aveți ceva în cadre, că nu existau sportivi profesioniști atunci. Nu, să știți. Erați sondor și... Nu, am fost angajat la mecanic la Videle, da, eram... Da. Aveam și 16 ani pentru că e o poveste. Ați învățat meseria repede. Da, și ne-a angajat. Da, și rednic, lucra la furnale. Da, am de la 16 ani vă arăt, deci nu e o glumă, sau vorbesc de la vârsta de 16 ani în carte de muncă. Și pot să vă arăt la Videle. Întreagă istorie acolo, da. Au trecut deceniile de atunci. Bun, ați avut și dumneavoastră, într-un fel sau altul, legături și cu povestea asta, cu istoria petroliera orașului, vremuri glorioase atunci, ele au cam apus. Cred că însă, indiferent de tot și de toate, lucrurile se vor așeza și la Videre și atmosfera asta care respiră fotbal acolo, sperăm, asta mai este. Mult decât în alte părți, va face ca autoritățile să strângă rândurile, să investească atât. Ne-a promis domnul primar că e mai greu la Liga a doua. Printre, vedeți că într-un oraș cum e Videle sau astea nu e primordial, numai ați văzut, sunt fel și fel de astea. Nicăieri nu e primordial fotbalul. Nu, sunt fel și fel de astea care dânsul este. Sunt multe probleme. De 2 ani acolo și încearcă să facă foarte multe și ne-a promis că va fi alături de noi și ne va ajuta. Care și dumnealui tot așa zicea că a jucat fotbal. Da, și dânsul a jucat fotbal pe la Videle, da, a jucat și... Da, știe bine fotbalul. Da? Da, da, îl știe, el știe. Nu l-am văzut cu mine. Eu îl cunosc pentru că, cum să vă spun, este din zonă, dar la noi, de la mine, de acolo, și totuși copil, tânăr. Din cartierul acela... Și mai boem, unde am transmis noi un meci. De unde ați trimis? Am uitat cum se cheamă cartierul. Prima transmisie, cartierul Tămășești. Tămășești. Să știți că și de la Tămășești au plecat valori de fotbaliști. Dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Da. Din cartierul Tămășești, chiar vorba dumneavoastră. A fost prima transmisie care ați făcut-o... La Videle, da. Eu personal și băieții, să știți că au fost mulți. Au rămas cu CD-ul acolo. Da? Da. Păi e bine pentru... A fost o transmisiune grea, nu mai intrăm în amănunte. Ne-a prins și ploaia. Da, da. Evident, da. N-aveam umbrelă.
Și după meci am aflat istoriile fotbaliștilor. Toți jucaseră fotbal profesionist. Toți, da, să știți că... Și se vedea în modul în care desenau pe teren, chiar dacă trecuseră și peste Iani, și era Colțescu arbitru. L-ați adus pe Colțescu atunci. Nu era Sebastian Colțescu arbitru, da? Era finala cupei pe oraș. Cu spectator frumos. Și un cartier, așa cât am avut eu timp acolo, puțin mai la o parte de nucleul orașului Vide, dar un cartier foarte boem, în care s-au născut fotbaliști, nu-i așa? Bun, spuneați că nu mai vine lumea chiar așa de mult la stadion. Orașul nu mai pulsează ca pe vremuri. Multă lume își caută sursele de subzistență zilnică prin capitală. Tineret, nu știu, dumneavoastră știți mai bine, tineretul, cum stați la capitolul tineret acolo? Oricum, la Videle, să știți că întotdeauna, după Roșiorii de Vede, acum a venit turnul Măgurele cu juniorii, Videle, să știți că întotdeauna a scos pe bandă juniorii. Adică jucătorii sunt talente, foarte mulți jucători, dar s-au pierdut. Vedeți dumneavoastră, dacă a terminat junioratul, eu nu pot să joc toți la o echipă, sau cam au plecat. Unii și-au ales meseria, sunt la Băie București aproape de da, imediat ajungi. De Videle și-au plecat. Dar v-am spus, avem o echipă foarte bună de juniori care se bate acolo pentru primele locuri. Din echipa asta de seniori, sunt foarte mulți tineri la Unirea Petrolul Videle. Pe mulți îi cunosc așa, cum să vă spun, și din vedere și sunt copii față de mine, gândiți. Nu am apucat să mă duc la meciuri să-i văd. I-am văzut și când au jucat cu noi, cu Oltenii, când ne-au bătut cu 3-2. Nu am stat cu 2-1. Cu 3-2. Nu am stat sau cât a fost? 3-2. Nu știam că 3-2, să 3-2. Nu știam. Și nu am stat să mă... Eu eram atent la echipă. Sunt. Să văd că sunt jucători foarte, foarte talentați, foarte buni, dar trebuie multă muncă. Și cu și disciplină, pentru că ei sunt tineri și ia valul, dacă ia valul și trebuie... Nu le-i frimă, când veți avea reunirea cu Petrolul Videle? Pe 24 ne vom întâlni. De ziua Micii Uniri. Poftim? De ziua Micii Uniri. Da, pe 24 ne vom întâlni. Vreau să... O să, de acum o să mă ocup pentru niște meciuri amicale, pentru că jucătorii vezi în meciurile amicale, o să mai, v-am mai spus, vrem să luăm totuși vreo 4-5 jucători, că nu poți să faci față. Acum campionatul este dus. Avem și jucători care li se vor termina contractul la unele echipe care sunt în județ la noi. Nu dau nume pentru că... Aveți jucători împrumutați pe la alte echipe? Da, da. Jucători când or fi, da, sunt jucători importanti. Când or fi la noi în curte înapoi, atunci vom vorbi. Da, până atunci trebuie să punem în plan ce am discutat. Nu le-i frimă, la Olteni nu doar dumneavoastră erați din Videle, mai erau cel puțin doi jucători, Ciobanu și Pădănoiu. Da, Ciobanu a revenit la Videle, Ciobanu Florin. Florin Ciobanu. Da, a revenit la Videle de la începutul campionatului, turului, da. Și Victor Bădănoiu. Victor, care și el de foarte mulți ani la Olteni. Da, el când el a venit la... Când eu m-am întors, perioada asta scurtă, cât am stat un an la asta, m-am întors înapoi la Olteni, de la Moșteni. Da, el a venit cu mine. Bădănoiu, de Videle, fost fotbalist la Videle, a jucat și el. Bădănoiu va rămâne la Olteni? Nu știu. Nu intru în polemică cu așa ceva. Orice jucător care vrea să vină la Videle și are, cum să vă spun, talent și e bun, arată că poate să joace la Videle, e bine primit. Ați avut la precedenta noastră întâlnire, când erați pe banca celor de la Olteni, se apropia sfârșitul de tur de campionat, făceați analiza a sezonului mai slab înregistrat de viață nouă Olteni anul ăsta. Spuneați că ați făcut niște greșeli în aducerea unor jucători care v-au înșelat așteptările și spuneați acolo că nu să mai mizați pe mâna jucătorilor din afara județului. Petrolul Videle are mulți jucători din afara județului la momentul. Ce știu, nu. Nu, ce știu, nu. Dar vedeți, dacă nu, nici nu poți să faci treabă cu cei de acolo, n-ai cum să nu, măcar din județ, din Alexandria, să nu-i, mă înțelegeți? Pentru că, să zicem, Bucureștiul de Videle e foarte aproape, da? Nu ar fi de rău
să facem, facem antrenament, când vom, voi face planul de antrenament, când facem antrenament, la ce oră facem antrenament, când se mai mărește ziua, gândește-vă că Bucureștiul să vină la antrenament o dată sau de două ori pe săptămână, e foarte aproape. S-a suit între 30 minute, este la Videle. Înțelege? Cu jucători iarăși, mulți de jucători mi-au dat telefon că nu, că nu m-am bazat pe ei, cei de la București, mă refer, care am renunțat împreună cu Emil, ultimele 6 etape să nu mai vină. Da. Și atunci ați și adunat punctele. Că... Da, și să știți că am adunat, atunci chiar am adunat puncte. Gândiți-vă că i-am bătut pe... 7 puncte ați făcut atunci. I-am bătut pe Buzescu, care Buzescu cu o etapă înainte bătuse pe Alexandria. I-am bătut cu 1-0. Am făcut meciul cu Alexandria, care nimeni nu s-a așteptat. Ați făcut 1-1... 1-1 cu Alexandre, da. 1-1 cu Alexandre, da. Ultima etapă. Da, și până acolo s-a câștigat cu Alexandria printr-o voință, printr-o dăruire, printr-o așezare bună în teren. Toți și-au dorit victorie. Știți că întotdeauna când joci cu o echipă mai bună, îți dorești victoria. Așa, nu știu, ăsta e fotbalistul. Nu știu de ce când joacă și cu... Trebuie să iei în serios și că joci cu cel cu locul 18 și că joci cu cel după locul 1. Așa trebuie să abordezi jocurile. Nu că joci cu Alexandre, a, olu, se bată. Nu, asta trebuie să... Da. Mai ne trebuie mult să lucrăm la mentalitatea jucătorului. A fost un rezultat care practic a scos Alexandria din orice calcul. Da, să știți că titlu. Mai aveau șanse, 70% mai aveau. După egalul cu Oltenii nu mai au avut nicio șansă și nu mai au, vă spun eu. Păi nu mai au, da. Pentru că și dacă câștigă toate meciurile, inclusiv la turnul, mai trebuie să piardă câteva meciuri și cei de la turnul pentru a se face rocada acolo la vârful clasamentului. Dacă ați face un bilanț al acestui tur de campionat, care credeți că sunt motivele pentru care avem numai puțin de 4 echipe retrase din campionat? Și o situație care dă peste cap așa... Bine, pe cei de la Videle văd că îi avantajează pentru că nu mai retrogradează nimeni, dar... Ați mai întâlnit o astfel de situație? Nu. De când... O să umblu prin arhive să... M-am lăsat... Nu. De când am început să antrenez, nu. Nu s-a întâmplat să retragă atâtea echipe într-un campionat ca în acest an. Vedeți, una ales, nu știu, nu pot să vorbesc numele lor, de ce s-au retras. Și totuși, toate care s-au retras au fost, în afară de, să zicem așa, de Vârtoape, care, nu, am înțeles, vorbeam cu Nelu, că nu prea i-a ajutat deloc. Restul celelalte, de cei din... Comună, mă refer. Da. De municipalitatea din Vârtoape. De Vârtoape, restul am rămas surprins. Vârtoape fiind o echipă finanțată în proporție covârșitoare dintr-un buzunar particular. Da. Ion Gârdoc sau cum. Da, un băiat care așa? Îi place foarte mult fotbalul. Mi-aduc aminte. Și-a făcut și performanță, dar am fost lăsat așa ca morfan pe acolo, pe la Vârtoape. Și al doilea caz e cel de la Turnu, cu Walter Raffini. Mă rog, la alt nivel. Da. La alt nivel. Și aveau, eram practic, am înțeles, pe la Sahele ar mai fi ceva, o implicare a unei persoane particulare. Dar cam astea erau situațiile în care conta esențial, în mod esențial, implicarea părții private. În rest, primăriile erau cele care susțineau fotbalul. Domnule Sandu Ifrim, veți suna reunirea pe 24 ianuarie pentru lotul celor de la Petrolul Videle. E un sezon care nu mai poate aduce surprize. Mă rog, nu știu cât de interesant va fi, poate pentru a vedea dacă promovează sau nu campioana Sporting Turnu în Liga 3-a, dar va fi un retur destul de ciudat așa, pentru că nu mai retrogradează nimeni. Nu, din contră, să știți, acum cred eu, așa zic, mă gândesc eu, toate echipele care acum vor să și să facă o analiză și să vadă ce le lipsește, să-și facă o echipă competitivă pentru campionatul următor. Pentru că acum îți permiți să mai folosești și niște copii de ăștia care au talent, să-i vezi că meciurile... Sunteți idealist.
haideți să, dacă încercăm să facem o previziune optimistă, ar fi pe linia pe care a zis-o dumneavoastră. Multe echipe vor încerca să, joacă, să folosească jucători autohtoni, mulți tineri, dar eu cred că mulți vor încerca să scape de cei cu bani, care vin pe bani mulți, pentru că interesul nu mai... Cei mai doare da, capul, normal. La ce mai plătești? Acum vreți să vă spun, e un retur de campionat, pentru acum ce să mai pentru plătesc o grămadă de bani, care, pentru ce? Pe restul echipelor fac... Da. Asta, eu nu vorbesc în numele la asta, fiecare credeți că, echipă e treaba rea, ce fac conducător, ce face. Dar eu vreau să vă întreb, pentru că ați văzut multe și știți multe, fără să dăm nume și asta, credeți că sunt echipele din Telorman, la Liga 4, au o viziune atât de amplă să pregătească reluarea sezonul următor prin acest retur de campionat? Eu așa aș vede, echipele care totuși stau acolo, cum suntem noi, și oltenii, mă înțelegeți, și alte echipe. Eu așa aș vede, mă înțelegi? Să aduci niște jucători tineri, niște jucători cum Loco, din zonă, cât tot trebuie să găsești 2-3 jucători, nu? Eu știu. Tineri. Trebuie să găsești. Dacă nu le dăm o șansă, da. Vedeți cu tineretul ăsta, șansă îți dau. Joci și 5 meciuri, 6 meciuri. După 5 meciuri, dacă te-am văzut că poți să joci și 10 ani și dacă nu faci, credeți că ar trebui să se revină mai mult cu jucătorii autohtoni? Și vă întreb asta pentru că la Olteniu a dat tonul cândva, cu aducerea jucătorilor din afara județului. Da, asta e. Ați fost printre primele echipe care ați adus masiv jucători. Da, s-au adus jucătorii masivi pentru că nu aveai de pur și simplu, de la noi nu aveai de unde să iei. Din Olten nu aveai de unde să iei, de la junior nu aveai ce să iei, din comunele limitrofe, tot la fel, nu aveai ce să iei. Și s-a, mă rog, era Bucureștiul, era plin de fotbaliști care au terminat, care unii nu mai jucau până, fost fotbaliști buni. Și asta a fost la îndemână. A la îndemână ca să iei. Dar nu zic eu acum, eu spun cam ce gândesc și ce gândim noi împreună cu conducerea. Asta am discutat, să ne creștem acolo copii. Nu zic eu că nu vor fi, pot să fie 3, 4, 5 jucători care putem să îi luăm și noi din altă parte. La videle, da? Slavă Domnule, aveți de unde alege junior. Avem de unde, da. Nu puteți defila numai cu ei. Dar nu poți. Să mergi într-un campionat ca Liga 4 la noi, să știți că sunt echipe care oricând au loc să joace sunt în primele 9-10 în divizia aceea. Ați văzut Roșiori, ce să mai spunem. Da, și acolo fără prea mulți bani. Și fără bani. Știu eu niște echipe în Liga 4 care sunt mai bine poziționate financiar decât Roșiori. Vreau să vă întreb, când ați bătut palma cu cei de la Videle, sezonul ăsta va fi unul care, mă rog, va fi de rutină, de formare a unei noi echipe. Vi s-a cerut ceva din partea echipei, din partea conducerii, staffului tehnic? Domnule, vii la Videle, sezonul ăsta, cum e practic încheiat, e doar o chestiune de timp? Nici nu poți să te faci de râs, să te duci. Eu am stat la masă, am vorbit, v-am spus. N-aveți obiectiv, dar... Sunt în conducere și doi foști fotbaliști care au jucat la Videle, da? Am stat de vorbă și cu domnul primar și că nici nu poți să te faci de râs, să te duci, dacă, acum am zis, dacă a venit Sandu Ifrim, nu joacă Sandu Ifrim, nu jucăm noi conducătorii de acolo, tot echipa joacă, dar nici nu să te faci de râs, să, de chiar dacă este returul, haide să mâncăm bătaie că reconstruim echipa, nu, echipa se reconstruiește prin jocuri, prin jucători aduși, îi vedem. Până la sfârșitul returului, tragem linie, care au confirmat din acei jucători care au fost aduși și care mai sunt acolo? Ăștia mergem, plus ce v-am spus, mai avem 4 jucători care sunt ai noștri. Pe la sunt ce echipe? Noștri. Jucătorii noștri. Deci să înțeleg că la finalul returului de campionat, pe poziția 12, nu va mai fi controlul. Videle. Poftim? Vreți să scăpați de poziția a 12-a? Normal, normal. Nu cred că am mai văzut de mult Petrolul Videle pe a 12-a poziție. Păi, din 12. Păi, normal că nici nu ne vine bine la niciunul.
Da, nebunuite sunt căile fotbalului. La videle încercam să creionez așa o atmosferă. Se respiră fotbal, într-adevăr, chiar dacă orașul e unul foarte mic, acolo lumea știe fotbal. Cam, cred că jumate din oraș a jucat fotbal. A fost legitimat, cred că, dacă facem o statistică. Spuneați că nu vine foarte multă lume la stadion. Mă rog, motivele sunt de analizat. Nu cred că dă buzna pe niciun stadion așa. A, nici, să știți că nici la Olteni ați văzut. Da, dar Olteniul nu e videle. Televizat. Da, Olteniul nu e. Asta am zis și vreau să aducem, să încercăm prin jocul, numai prin jocul nostru și prin munca noastră, să aducem oamenii la stadion. Pentru că, vedeți, într-un oraș așa cum e videle, e mic, omul se mai destinde la un fotbal și când vine la fotbal să aibă ce să vadă, nu să plece, ce? Poate vede echipa adversă. Nu se vadă echipa adversă. Echipa noastră să o vadă. Da, e interesant ce spuneți. Cred că sunt metode mai complexe să aducem și oamenii. Vă gândiți la faceți vreun club acolo al fostelor glorii sau fostelor jucători? N-ar fi rău. Nu. Sunt mulți. Sunt mulți. Deci v-am spus multe. Nu pot să vă spun acum să îmi iau eu, da, eu mă fac, eu drept. Nu, ce am vorbit asta, v-am spus concret. Mie îmi place mai mult faptele, mă înțelegi? Vorbele, să, când mă chemați la sfârșitul returului. Dacă sunteți tot pe 12. Da, nu, vreți să vă spun ceva. Veniți. Nu eu joc. Da, corect. Înțelegi? Jucătorii joacă și împreună, normal, că la înfrângere e de vină și jucătorul și antrenorul. Suntem de vină toți, nu e de vină numai jucătorul. Domnule Sandu Ifrim, doriți să faceți pregătire cu acești jucători? Normal, normal, pentru că de-aia și vreau ca să, dacă sunt acolo aproape, să facem cel puțin două antrenamente. Că antrenamentele te ține în joc și meciurile amicale te țin, dar antrenamentele în curs săptămânii te țin. Măcar, ce să văd, dacă din două zile, dacă prind aproape pe toți la antrenament, într-o zi, e super. E bine. Că sunt mulți la școală, sunt studenți, unii lucrează, nu e chiar așa. Că nu se mai trăiește din fotbal. Nu, păi normal că se mai trăiește din fotbal. Și încercăm noi, că asta și vrem, că mai joși din suflet, mă înțelegi? Că normal, că niciun jucător nu joacă fără să fie plătit, dar să mai pui. Fără mai ales acum s-au ridicat niște ștachete până Liga 4 antrenor, ridică, da. Se plătește destul de bine. De asta și vin mulți bucureșteni. Nu doar de dragul de a juca fotbal prin Tellerman. Să fim serioși. Domnule Sandu Ifrim, se apropie startul ăsta de sezon. Returul, cum îl vedeți? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, nu pentru videle, ca spectator avizat. E un mai ciudat, așa. E păcat că chiar mă uitam joci, mi se pare joc, m-am uitat așa pe. Veți avea multe pauze. Pauză, da, joci. Vă dați seama, te scoate și din circuit. E bine că mai sunt și echipe care, tot din astea care nu joacă și ele, și poți să mai faci un meci amical în ziua când stai. Da, s-a cam dat peste cap acest campionat, mai ales returul. Acum, cred că care nu se mai pune problema câștigătoarei de campioană. V-aș aștepta să fie turnul așa de repede? Nu, să știți că nu m-am așteptat. O echipă care... Nu m-am așteptat. Despre care nu știam nimic? Nu, care nu știam nimic, după aceea i-am văzut. Dar în momentul când i-am văzut jucând cu noi, cu Oltenii, ne-au bătut cu 3-0. Să știți că am zis, chiar vorbeam cu Vali Bădoi după meci, am zis, Vali, să știi că e o echipă foarte bună. Și a zis, Nea Sandu, nu mă opresc aici, mă voi mai lua. Și se vede. Se vedem. Jucători buni, jucători tineri. El le dă o încredere acolo, fotbalist foarte bun. E ceva special la turnul. Au fost invitați ultima oară din partea echipei de la turnul doi fotbaliști, Leven Celic și Marius David. Da. Fotbaliști bine cunoscuți și în județ.
și povesteau de atmosfera destinsă de la antrenamente. Nu că n-ar fi serioși, făceau antrenamente foarte serioase acolo cu Vali Bodoi, dar toți erau cu zâmbetul pe buze. Da, normal. Păi, să știți că... Păi n-am mai întâlnit. De ce? Nu, da, e un lucru extraordinar să faci antrenament și să mai faci o glumă. Antrenorul să mai facă o glumă cu un jucător sau să mai... Pentru că e o destindere, o asta. Nici nu să fii numai... Da, am avut antrenori care erau așa și în divizia B. Gigi Dungu, marele portalul Rapid și marele antrenor la Rapid, la Alexandria, în momentul Alexandria. Era, avea glume în program, da. Veselie. Da, și se făcea un antrenament plăcut și se muncea. Se pare că acolo se întâmplă lucruri, la turnul. Mai rămâne doar astea 11 meciuri pe care le mai au să se pregătească pentru baraj. De la început să știți că eu am mers pe Alexandria. Bă, cum? Păi, la începutul sezonului toată lumea miza pe Alexandria, că doar nu știam nimic despre turnul. Știam că nu e fotbal pe acolo, da. la turnul. A reînviat fotbalul. Am avut declarația lui Celi, care era, și cred că și-a rezolvat situația, nu am mai verificat, e jucătorul lui Sporting, echipă de Sporting Roșior de Liga a treia. Și spunea că dacă conducerea nu se vor înțelege și Sporting Roșior nu va lăsa la turnul, are de gând să stea. Pe perioada, să nu mai joace fotbal pe perioada care are contract cu Croșorul, numai să fie lăsat la turnul. Eu n-am mai auzit declarații de genul ăsta, mai ales că turnul totuși e la Liga 4-a. Deci, mă rog. Așa, bun. Ne apropiem ușor, ușor de final, domnule antrenor. Credeți, pentru că ați trecut printr-o experiență frumoasă la Viața Nouă Olteni, că vom mai avea parte într-un viitor previzibil de o campioană județeană din mediul rural? Dumneavoastră ați reușit asta. Olteniu a reușit asta. M-aș bucura ca cel care se va duce sau s-a dus în locul meu. Gabriel Lungu? Da, abia aștepta ca să plec de acolo, ca să ducă neagabii pe acolo, cred. Da? Glumesc, nu? Cel care se va duce în locul meu, nu știu, neagabii, nu știu cine se va duce. Să facă treabă măcar pe jumate care am făcut eu acolo. Deci să aibă rezultatele care le-am avut eu. Înțelegeți? Că totuși am avut niște rezultate și dacă luăm campionatul, locul 2, locul 3, locul 2, locul 3... Ați fost mai mereu. Acum e ce, o noutate pentru Olteni să fie în subsolul clasamentului? Deci eu mă așteptam, vă spun sincer că mă așteptam. Deci m-am așteptat, când s-a început campionatul și cu schimbarea asta, fluctuația asta de jucători, adul pe ăla, vină ăla, bagă-l pe ăla trei meciuri, nu, hai să-l schimbă, să încerci. Nu, eram sigur că așa se va întâmpla. Înțelegi? Când nu ai o constanță în joc, când nu ai jucători să... Mergi pe același nucleu de jucători, cel puțin să faci o schimbare sau două, una în echipă. Înțelegi? Așa să faci. Mulți s-au supărat că de ce am zis că nu din jucători care am renunțat împreună cu Emil. Nu eu am luat de decizia pentru că el era patronul, era, înțelegi, a renunțat. Și nu mi-a părut rău că am renunțat pentru meciurile astea pentru că am văzut niște băieți care au jucat chiar cu sufletul. Mă înțelegeți? Și ați făcut și puncte, aveați trei puncte. Am făcut, înainte, și, am de făcut și puncte, asta. Da. Dar nu că, Doamne, nu au fost fotbaliști, cum a zis cineva de la București, nu mai dau numele, un băiat, a zis, cum, renesandule, nu eram noi eu jucător bun? Ba da, ai fost jucător foarte bun, da. Da. Acolo erau niște nume destul de bune, așa, jucători cu... Păi nu, că am văzut acolo scris, cum Ifrime, ai avut pe Ioniță, pe Popa, pe Cutare, pe Cutare, a cinci jucători și de ce nu a mers? Uite că nu a mers, pentru că într-o orchestră, dacă iei cinci muzicanți și nu fac și ei măcar o dată pe săptămână ăla la acordeon, ăla cu vioara, să știți că cântă fals. Nu cântă chiar așa de bine. Ați înțeles? Așa și cu... Da. De ce s-a produs fluctuația asta, aș vrea să vă întreb. Aveați, păi, se pare, mulți jucători la dispoziție. Au fost, să știți că au fost jucători mulți. Eu am avut o încredere extraordinară în Ioniță, de la care l-am adus vârful de atac. Dar am stat de vorbă, nu era fotbalist rău. Încă o dată spun, deci stilul nostru de joc care la noi l-am avut, noi ne-am bazat pe un stil, deci... de jucători care ne trebuia jucători de viteză la minge, pasele lungi care le dătea ăsta Emil, nu ne trebuia jucători să alerge. Iar în schimb, jucătorii care i-am adus au fost niște jucători tehnici care ei vor să aibă mingea, să o paseze, să... alt stil de joc l-au avut ei. Mă înțelegeți unde au jucat?
De-aia am spus eu că, nu domne, unii dintre ei chiar mi-au zis, băi, nu ne acomodăm la stilul de joc care îl aveți aici. Și așa este, pentru că unul vrea să primească el mingea, să o paseze el. Noi am avut un stil de joc, v-am spus, ne-am bazat pe jucători de viteză, aveam jucători în față buni, alergau, Emil pase lungi, primea gol și asta era. Mă înțelegeți? Acum fotbalul se joacă prin pase, prin pase, sunt jucători tehnici, tehnici care nu se acomodează la jocurile astea. Mă înțelegeți? Aveți acolo, era plecat Daniel Nica, era Stanciu. Uitați, încă o dată, de oaie. Vă spun, cred că e singurul, niciun jucător n-a fost certat de mine la, și eu am insistat să vină la oaie, deci Alexandru. Da. Un jucător foarte tehnic, un jucător foarte bun. Când plecam cu el de la Olteni în mașină, până la Videl îl certam. Bă, băiatule, ce joci, bă, tu? Ce joci? Bă, Neasandule, nu mai mă certa, bă. Ăsta nu e stilul meu de joc. Stilul meu e să primesc, bă, să mingea, să o iau, să fac. Nu să vin înapoi, să recuperez, să asta. Ai înțeles? Fiecare... N-a fost să fie, mă înțelegeți. El a rămas la Olteni în continuare. Oricum, peste 3 luni e jucătorul nostru, înțelegi? Să-și facă treaba acolo, să joace, pentru că de-aia sunt plătiți. Domnule Ifrim, credeți că trendul ăsta cu jucătorii aduși în afara județului va continua? Eu cred că da. Cred că da, dar nu cred că... Așa cred eu, nu se vor da, ce auzeam și eu, că-s prieten cu majoritatea, cu toți antrenorii ăștia care sunt la liga noastră și cu conducători și cu cine sunt de acolo și cam nu vor mai fi sumele astea care au fost până cu un an de zile sau și anul ăsta. Poate că aveți mai multe informații decât mine. Prin alte județe, Telorman fiind totuși un județ năpăstuit de soartă și destin, se mai plătește așa la Liga 4-a? Pentru, nu că aici s-ar fi niște salarii din astea de Barcelona. Ne-am întâlnit cu băieții ăștia de la Giorgio, niște foști fotbaliști care ne mai întâlnim la cât un joc. Noi jucăm la ei, la noi, foști fotbaliști. Sunt bani și la Liga 4? Nu. Giorgio e sub noi foarte mult și ca fotbal și ca... Păi, în afară de Dunărea Giorgio mai știe o echipă? Nu, și ca, mă refer, financiar. Și ca fotbal și mai ales financiar. Nu prea am văzut baze sportive în firea lor pe acolo. Nu. Deci ce îmi spuneau ei? De la alte județe nu știu că... Faptul că băieții ăștia vin aici înseamnă că au găsit niște condiții. Credeți că ar trebui năsprite și regulile de primire a jucătorilor din afară? Pentru că au fost câteva scandaluri pe finalul ăsta de sezon, o echipă chiar alegând să se retragă în urma scandalului cu legitimarea unui jucător, e vorba de Ajax Turaga, și altele amenințând. Da, acum ar trebui și să fie mai alteți, mai ales conducătorii care... delegații care iau un jucător, vă înțelegeți? Și aici la AJF ar trebui să fie foarte bine pus la punctul un sistem, mă înțelegi? Ușor de spus, greu de făcut. Asta e, da. Ar trebui o bază, da, o bază de date, o bază, da. Națională. Da, că tu îl aduci cu, cum s-a întâmplat cu Țigăreștiul. Da, înțelegi? Acum nu e de vină conducătorul că l-a adus Vocilă, că a avut încredere el. Nu, bre, nu joc nicăieri. Și când acolo el juca la voluntari. Mă înțelegi? El a fost depistat pentru că se scria pe aici de el. Era golgheter pe la... Băi, vă dați seama, da. Deci nu e vinovat conducătorul. Că, bă, mă rog, că el vine. Da, domne, uitați, am legitimația, nu mai joc. Nu mai joc de mult. Și tu le iei și întâmpini greutăți cum au întâmpinat ei. Domnule Sandu Ifrim, ne apropiem ușor-ușor de final. Unde vedeți Petrolul Videle la finalul returului de campionat sau unde v-ați dori să-l vedeți și unde credeți că o să fie Olteniu? Eu îmi doresc, în primul rând, eu mă gândesc la unde sunt acum, unde sunt la mine acasă acolo, la Videle, ca Petrolul Videle să fie, să redevină o echipă care a fost înainte. Mă rog, nu chiar așa, că nu avem, noi sunt jucătorii care erau atunci și care erau chiar din Videle majoritatea, să facem un joc frumos, să vină lumea la stadion și să urcăm cât mai mult în mai sus în clasament.
Deci pe Oltenul nu ne ziceți nimic, unde vreți să-i vedeți? Le urez baftă în continuare. Nu, eu v-am spus, nu sunt supărat. Dacă ei, vreunul e supărat pe mine să spună, înțelegi, am vorbit civilizat cu Emil, el tot la fel. Cred că suntem oameni maturi, oameni mari, care după o viață asta să vorbești pe cineva de rău. Dacă ei vorbesc, eu din partea mea nu veți auzi că voi vorbi pe cineva de rău. Nu le sunt dacă film... sunt... Dacă nu sunt... Dacă nu-și dă numele și prenumele. Înțelegi, da. Așa, da, pe că forum, nici eu nu pot să... Da. Pe forumuri, acolo e o adevărată poezie, luați așa ca o metaforă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit, v-am luat într-adevăr din scurt. Da, și eu vă mulțumesc, n-aveam mai multe... E cea mai mare surpriză, după 14 ani, mare minune să înregistrăm 3 ani, 4 ai unui antrenor pe banca unei echipe printre romani. Nu vorbim de 14. E o performanță. Se dăteau municipalitatea din Alexandria, dar nu numai, și suntem la final și acum cu asta închem. Se premiau, ați văzut, căsnicia de argint. De 50 de ani. 50 de ani. Dacă apucați 50 de ani, dar oricum cred că făceați emisiunea cu altcineva, ieșeam la pensie. Doamnelor și domnilor, a fost Sport Sud Special. Bogdan Coță vă mulțumește pentru atenție. Invitat în această seară, Sandu Ifrim, noul antrenor de la Unirea Petrolul Videle. Ce va fi la Videle și ce va fi Liga 4-a? Vom vedea în săptămâna următoare. Până atunci, toate bune, rămâneți cu Media Sud, urmează știrile, ne vedem și pe sportsud.ro. La revedere!